Salut! Astăzi o să fac un videoclip cu testarea presiunii de benzină. M-a rugat cineva mai de mult și din păcate n-am avut timp până acum să fac. Am să fac și am să vă explic, am să vă arăt cum se face și am să vă explic, cazurile în care, unele cazuri în care o presiune de benzină greșită îți poate da simptome de motor putere diminuată sau, eu știu, nu pornește sau diferite cazuri în care testarea presiunii de benzină e elocventă în depistarea unui defect. Bun, pentru asta vă trebuie o trusă specială pentru verificarea presiunii de benzină. Asta e trusa. E cam cea mai cu cele mai puține componente și cea mai ieftină pe care o puteți găsi pe piață, poate nu chiar cea mai ieftină, o găsiți și în alte părți mai ieftine. Ideea e că se poate face, dar nu întotdeauna găsiți fittingurile astea și sunt foarte bune. Sunt altele mai scumpe care au mai multe fittinguri, dar în funcție de ce lucrați, nu știu dacă se merită să dați o grămadă de bani pe o trusă mai complexă. Important e valva asta, adaptorul ăsta pentru valva shredder. Valva shredder o să o găsiți pe Wikipedia dacă vreți. Eu am adaptat-o și pe asta, de fapt aproape toate am adaptat-o pentru că toate au venit cu supape Unisens. Le-am scos supapele Unisens din toate adaptoarele pentru că nu ai nevoie de supapă Unisens, ai nevoie ca manometrul să citească exact presiunea la momentul în care merge motorul. Iar dacă ai o valvă Unisens, să zicem aici înăuntru, unde a fost o valvă Unisens, dacă o ai înăuntru, vei avea cea mai mare presiune, va bloca presiunea la cel mai mare nivel la un moment dat. Și nu o să ai, să zic așa, presiunea reală din sistem în timpul mersului motorului. Bun. Deci dacă aveți cumva adaptor din ăsta de valvă shredder, puteți să vă faceți și voi o trusă din asta, un sistem din ăsta de verificare. Aici sunt pentru două valve de diferite dimensiuni. Da? Eu am să folosesc pe asta. Eu am și modificat-o pe asta și manometru. Vedeți că am să le pun deoparte. Pentru Opel Corsa, valva de măsurare, valva de acces, o găsiți aici, în partea asta, în dreapta clapetei de accelerație. Se deschide cu o șurubelniță, dacă e foarte strânsă sau ea nu trebuie să fie foarte strânsă pentru că nu are nevoie, dar dacă n-a fost deschisă de mult timp se va bloca. Acum, primul test pe care îl puteți face în cazul în care, eu știu, suspectați că nu aveți presiune deloc, deloc, când porniți mașina și nu, când porniți motorul și nu merge deloc, se aude pompa, dar nu bagă sau se aude intermitent sau nu se aude deloc. Puteți băga aici o cârpă să nu curgă benzina și la orice valvă apăsați cu șurubelnița. Dacă a trecut câteva secunde sau 2, 3, 5 minute de la momentul la care ați încercat să porniți motorul, aici va fi presiune, presiune cât de cât, în cazul în care funcționează pompa sau sistemul e, să zic, peste 80% capabil să furnizeze benzină. Vedeți, avem cât de cât presiune, dar nu suficient. Apăsăm pe ăsta din mijloc aici, pe pinul ăsta din mijloc. Acum nu mai e presiune. Ca să măsurăm, înșurubăm adaptorul. Atenție, cu grijă să nu cumva să încălecați filete, pentru că aici filetul e de plastic. La celelalte motoare mai mari, filetul e din fier. Ok, odată ce am conectat adaptorul, conectăm mufele la manometru. Ok,
tragem de mufa să ne asigurăm că n-o să iasă afară după ce s-a blocat. Și ori folosim cheia să pornim, ori folosim releul pompe de benzină. Și am să mă duc în mașină să pun contact 2. În mod normal pompa ar trebui să pornească și să fac presiune 3,8 bari. Atenție, citim marcajul cu negru pentru că e cu bari. Și să ajungă la presiunea nominală. Da? Deci a fost presiune, mai apoi, bineînțeles că nefiind pornit motorul, presiunea a intrat în sistem, nefiind pornit motorul și având, bineînțeles, și aer pe traseul ăsta, nu e presiunea corectă. Va trebui să luăm un borcan, să introducem aici și să folosim supapa de eliberare a presiunii. Iată, a ieșit aerul afară. Putem porni motorul. Se vede că presiunea s-a dus la 3,5, 6, 7, exact la 3,8 bar, deci pompa de benzină și sistemul e bine. Putem lua borcanul de aici și putem astupa portul ăsta de refulare. După cum puteți vedea, se menține presiunea fără niciun fel de problemă la relantiv. Vom vedea și dacă apeși pedala de accelerație ce se întâmplă. În mod normal ar trebui să se mențină presiunea la același nivel, pentru că aici nu avem regulator de benzină cu vacuum, avem regulator de benzină înăuntru un rezervor cu membrană simplu, iar acel regulator menține presiunea pe toată perioada turației. Deci, după cum ați văzut, presiunea a fost menținută, sistemul e ok. În cazul în care nu aveți 3,8, atenție, chiar și câteva zecimi de bar, spre exemplu, sunt pompe, eu am schimbat pompă nouă, pentru că nu la mine, la altcineva, pentru că omul își cumpărase o pompă care băga 3 bari, deci chiar și diferența asta de 0,8 bari, câteva zecimi, face diferența, face diferența, pentru că în momentul în care calculatorul controlează injectoarele, el nu știe care e cantitatea de benzină care trece prin injectoare. Injectoarele se deschid pur și simplu la o perioadă de timp prestabilită. Inginerul care a făcut software respectiv spune că, sau inginerii respectivi au decis ca în, eu știu, 3,6 milisecunde să treacă o anumită cantitate de benzină la o anumită presiune. Dacă e presiunea mai mică, bineînțeles că va trece mai puțină benzină și calculatorul nu o să știe că a trecut mai puțină benzină. Pur și simplu o să vadă, datorită sondei lambda, o să vadă că e amestecul mai sărac și atunci o să îmbogățească, o să mărească timpul de injecție și o să îmbogățească și atunci o să vă dea, bineînțeles, dereglare de amestec și nu o să știți de ce.
o să vă dea de reglare de amestec. E bine, uite și pompa de benzină poate face un pe 170 sau eu știu o eroare de amestec. Deci e foarte important ca pompa de benzină să fie în mințile ei, sistemul să nu aibă scurgeri, spre exemplu să nu aveți furtune obturate sau eu știu, poate regulator stricat sau poate furtune crăpate înăuntru un rezervor. E foarte important ca pompa de benzină să fie cea care trebuie, care bagă suficientă presiune. Atenție, o pompă de benzină corectă pentru motorul ăsta, să zicem că luăm în calcul motorul ăsta, trebuie să bage mult mai mult decât 3,8 bar e regulat de către regulator, dar ea bagă mult mai mult, iar restul refulează înapoi în oala ei, în oala modulului în care e montată pompa în sine. Deci dacă luați o pompă de benzină care bagă 3 bari, cu siguranță că regulatorul nu o să aibă cum să reguleze la o presiune mai mare. Alte probleme pe care le-ați putea avea, eu știu, injectoare care au depuneri înăuntru, spre exemplu un motor care n-a funcționat mult timp va avea depuneri pe injectoare, pentru că benzina se evaporă și vă treziți cu injectoarele obturate. Injectoarele obturate cu gancul ăla rămas pe găuri. Și vă treziți că un injector e murdar și nu bagă cum trebuie. Atunci, bineînțeles că o să vă dea la fel, misfire sau, eu știu, la un moment dat poate că nu se mai închidă cum trebuie sau poate producătorul n-a făcut injectorul cum trebuie și are arcul slab și se deteriorează și nu mai închide cum trebuie, scapă presiune. Și la fel, o testare din asta vă poate arăta dacă injectorul scapă sau nu presiune. În mod normal, în momentul în care închideți, în care opriți motorul, ar trebui să scadă undeva la 3,5 pentru că nu mai e presiune, dar ar trebui să rămână undeva la 3,5 cel puțin câteva minute, mai apoi să scadă ușor pentru că pompa de benzină are, după cum ați văzut și în alte videoclipuri de ale mele, are o supapă unui sens care nu permite presiunii să iasă din sistem. În sensul ăsta, dacă presiunea scade foarte repede, vă puteți da seama că un injector, coroborat bineînțeles cu informații despre injectorul respectiv, anume că aveți, eu știu, un misfire pe cilindru cutare, injectorul respectiv poate scăpa benzină înăuntru în motor. Asta o puteți vedea și dacă demontați bujia și vedeți că e umedă imediat după pornire. Bineînțeles că injectorul respectiv, dacă scapă toată presiunea în cilindru, la prima cheie o să pornească foarte greu pentru că e multă benzină și multă benzină cu puțin aer n-o să ardă și o să pornească foarte greu. O să ude bujia și o să vă meargă, eu știu, în primele, până se usucă bujia, o să meargă foarte prost. O să opresc acum motorul, să vedem cum se oprește presiunea și cât ține presiunea. Da? Iată. Coboară încet. La alte pompe am văzut că în mod normal ar fi trebuit să rămână, dar coboară încet presiunea și se va situa undeva la 1,5-1 bar. La următoarea pornire va porni destul de ușor. Coboară destul de repede, asta semn că și la mine pompa de benzină are unele sughițuri în ceea ce privește supapa unui sens, dar cel puțin la mine face foarte repede presiune și nu am probleme de genul ăsta.
Cel puțin deocamdată pentru mine nu e motiv de îngrijorare asta, deși uite că e bine că am făcut acum testul ăsta, pentru că acum vreo 2 ani de zile sau 3 ani când am mai făcut o dată testul, s-a oprit undeva pe la 2,5 bari și da, nu e un motiv de îngrijorare, dar totuși e un motiv să mă gândesc ca pe viitor să, dacă o să am probleme, să mă îndrept direct spre pompa de benzină. Ce vreau să vă mai spun e că unele simptome date de o problemă pe sistemul de alimentare, gen, eu știu, o crăpătură sau o pompă greșită pentru motorizarea respectivă sau, eu știu, probleme, în fine, de presiune pe sistem, pot da, în special și în special la sarcini mari, îndepășiri sau, eu știu, în porniri de pe loc, pot da probleme de putere, în sensul că nu o să aveți putere, pur și simplu, o să apeși accelerația, eu știu, pompa dacă nu bagă ea suficientă presiune, nu o să ai suficientă presiune și nu o să ai suficientă benzină în motor, deși clapeta se deschide pentru destul aer, dar nu o să ai destulă benzină și nu o să ai destulă putere. Ori, eu știu, o să moare la ralantii, dacă e gaură mare în vreun furtun spart sau, eu știu, la cele cu regulator cu membrană cu vacuum, la fel, dacă e membrana spartă, o să tragă, după cum vedeți într-un videoclip de-al meu, o să tragă benzină mai multă și o să aveți probleme de pornire. Nu o să aveți nici putere suficientă, nu o să aveți nici suficientă presiune în sarcină. Deci sunt diferite simptome pentru probleme de alimentare. Astea va trebui să le găsiți, dacă aveți cumva probleme de genul ăsta, va trebui să găsiți un mecanic care să poată să citească simptomele astea, să aibă informațiile la îndemână și să poată să citească simptomele astea, să vă rezolve problema rapid. Bun, în videoclipul ăsta n-a fost cine știe ce diagnosticare, pentru că nu am avut ce să diagnosticați. Uite, am găsit și eu chestia asta cu scăzutul presiunii. Dar pentru mine asta nu e îngrijorare. Pompa trebuie să bage și bagă, pornește, are putere în sarcină, n-am niciun fel de problemă cu presiunea. Doar supapa aceea unui sens, probabil că, cine știe, de atâția ani, totuși are 18 ani, aproape 19 ani în curând. Probabil că în curând va trebui să găsesc o altă pompă și să o schimb, dar deocamdată nu-mi fac griji pentru asta. Ce ați învățat astăzi, dacă ați vrut să învățați, e că se poate lua o presiune la mașinile moderne, să zic așa, după 2000, printr-o valvă shredder atașată rampei de injectoare, rampei de presiune. Cum puteți lua o presiune, cu ce puteți lua o presiune, cât ar trebui să fie presiunea, la modul general la Opel-uri 3,8 bare ar trebui să fie, pentru că pompele sunt cam universale pentru aproape toate mașinile. Dar ați învățat asta, cu ce se citește, cum se citește și unde să vă logați, să zic așa, între ghilimele, să citiți. Bun, sper că v-a ajutat cu ceva videoclipul ăsta. Salut!